Și am luat și scaune Recaro pentru BMW. Cam așa arată. Vă salutăm din nou, suntem la garaj. Și hai să vedem ce facem astăzi, ce mai lucrăm. Am vrut să vă arătăm interiorul acesta destul de șters. Este din tapiserie din stofă, destul de murdară. Nu știu ce să facem cu ea, să o curățăm. Dar dacă ne gândim de două ori, cred că o să-l schimbăm. Hai să vă arătăm. Și o să-l transformăm din așa în așa. Prieteni, după cum vedeți, am luat interior din piele, Recaro, scaune față, fețe de uși față, banchetă spate, spătar, tetiere, fețe de uși spate. Totul este în condiții destul de bune, arată foarte bine. Cam așa arată și scaunele și tot interiorul. Hai să le montăm pe mașină. Ne-am apucat să demontăm și fețele de uși. Acum demontăm fața de ușă din partea șoferului. Deja scaunele față sunt luate jos și bancheta. Okay, și înainte să montăm scaunele noi, haideți să aspirăm puțin interiorul, că vedeți, este dezastru. Și, prieteni, suntem în plin proces de dezasamblare a interiorului. Am luat bancheta din spate, am luat tetierele, acum încercăm să desfacem și panourile mici din spate. Și am luat tot de pe mașină, panouri de uși, scaune, panouri spate, banchetă spate, tetiere, tot. Haideți să ne apucăm la montarea interiorului nou. Ori o facem M, ori o facem M.
și bancheta spate este pusă sus. S-a potrivit perfect. Pielea este într-o stare foarte bună, nu are zgârieturi, nu este ruptă, nu este deteriorată de niciun fel. Foarte mulțumiți de cum arată. Să continuăm cu panourile de uși față și cu scaunele. Prieteni, am terminat, cam așa arată interiorul montat de noi. Totul arată foarte bine. Pielea pe scaune este într-o stare foarte bună. Hai să vă arătăm și bancheta din spate. Așa arată și în spate. Totul este ok. De asemenea și fețele de uși. Pragurile M le-am montat și pe ele astăzi. Cam atât, prieteni, pentru astăzi. Noi ne revedem data viitoare. Nu uitați să dați un like, să vă abonați la noi pe canal, să distribuiți și prietenilor. Iar noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!